Constanțenii au sărbătorit Ortodoxia la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a amintit faptul că prin sfințire icoanele devin purtătoare ale Harului lui Dumnezeu. Cel ce este chipul Tatălui Mântuitorul Hristos a vrut să ia și chipul omului și iată s-a întrupat. De aceea avem chipul întrupat al Fiului lui Dumnezeu, icoana cea vie, și când privim chipul Mântuitorului, îi ne adresăm, pentru că icoanele sunt sfințite și prin sfințire icoanele sunt vii, sunt pline de Harul lui Dumnezeu. Și ca să înțelegem că trebuie să cinstim icoanele, însuși Mântuitorul Hristos și-a lăsat chipul său pe năframa Veronicăi și a trimis chipul său la Edesa, la cel ce era bolnav acolo, Avgar, domnul Edesei, și s-a vindecat. Iar Maicii Domnului a făcut icoana sa însuși Sfântul Evanghelist Luca. Și când i-a adus icoana, a rostit cuvinte atât de ziditoare: Harul Fiului meu și dragostea mea să fie cu tine și cu toți cei ce vor cinsti icoana Fiului meu și icoana mea. După Sfânta Liturghie, ierarhul, preoți și credincioși au mers în procesiune purtând în mâini icoane pe traseul Faleza Cazinoului, strada Remus Opreanu, strada 9 Mai, strada Arhiepiscopiei Catedrală.